curând, sărătați și umedire, creștin să se înșeptăți și vă mai scăpăm. Ne schimbăm, da? O, tătă tremur mâine! Mulțumim frumos și sănătoși voi, cu tot ce le bune vă, sănătate! Și crește ușor! Bună ziua! Aici, unde îngerașii cad direct în mâinile părinților lor, mămicilor lor, cu ceva zile în urmă a avut loc un eveniment foarte important. În familia dumneavoastră a apărut cea mai scumpă, cea mai gingășă, cea mai mare comoară. A venit pe lume Silviu, feciorul dumneavoastră. Felicitări cu acest mare miracol, cu nașterea pruncușorului vostru. Dați-ne voie să vă felicităm. Să vă dorim creștere ușoară, sănătate, să fiți alături atunci când îi va fi greu și să-i țineți un număr de ajutor. Iar atunci când va avea realizări frumoase, să vă bucurați împreună cu el, să aveți putere, răbdare, aș spune eu că și buzunarul cât mai mare. Pentru Silviu îi dorim o copilărie cât mai fericită, să vă fie sănătoșel. În calea lui să întâlnească doar oameni buni și pe tot parcursul vieții să fie înconjurat de prieteni adevărați, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți cine a solicitat felicitarea? Aveți dreptate! Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare, cred că vă fiază o masă de sărbătoare. Aceste flori minunate sunt pentru scumpa Finuță, ceva tărișor pentru tăticuțul. Nu știu, are tăticuțul mânuță? Are! Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Dragii noștri, Ana și Anatolie, acum putem spune ferm că sunteți o familie împlinită din toate punctele de vedere. Ce poate fi mai frumos decât acest copil minunat? O alinare și un sprijin pentru mami și tati. Scumpa noastră Finuță, există un secret pe care nu ți-l poate spune nimeni. Cât de greu este să aduci pe lume un copil, asta numai noi, mamele, o știm. Nu-i nimic mai puternic pe lume decât dragostea unei mame pentru scumpul ei copilaș. Suntem convinși că asta simți și tu acum. E un sentiment care se va amplifica în fiecare zi. Iubirea adevărată nu o simți până nu devii măicuță. Veți fi copleșiți de emoții. Nu veți putea crede cât de repede și frumos a trecut timpul, alături de Finuțul nostru drag. Nimic nu se schimbă, totul se transformă. Și veți fi pe zi ce trece mai fericiți și mai împliniți. Bebelușii sunt unici, cresc repede, dar în suflet le rămâne puritatea. Cu un zâmbet pot schimba multe, la fel și cu o lacrimă. Însă niciodată nu vor schimba ceea ce noi simțim pentru ei. Dragii noștri, vă dorim multă sănătate, astfel încât să-i oferiți puiuțului tot ce-i mai bun și să trăiți împreună clipe unice. În această zi specială venim cu urări de bine. Lui Silviu îi dorim multă sănătate, fericire, o copilărie plină de clipe frumoase și liniștite. Să-i ajute Dumnezeu să împlinească absolut tot ce-și voi dori în această viață, să nu cunoască necazul, supărarea și tot ce-i rău să-l ocolească. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem alături de voi, dar cu gândurile și cu sufletele suntem aproape. Vă iubim mult și vă dorim creștere ușoară. Cu urări de bine și respect vin înășeii Natalia și Igor împreună cu Nicolin, Alisa și Adrian. Felicitări vouă! Cred că puteți și dumneavoastră să le transmiteți un mic mesaj nășeilor dumneavoastră. Măcar cum sunteți astăzi cu noi, vă mulțumim din suflet, din... Vă mulțumim frumos! Vă așteptăm la botez acasă! Veniți acasă!